Salutare tuturor, eu sunt Florentin Top și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal. Se pare că evenimentul Oktoberfest este în acest moment disponibil pe FIFA 20 Mobile. Deci astăzi o să vă explic cum puteți voi să jucați la acest eveniment Oktoberfest și să scoateți maxim din acest super event. Nu este chiar un super event, este foarte, foarte asemănător cu evenimentul Summer Showdown. O să vedeți de ce spun asta imediat. Haideți să intrăm la meniul principal, unde vedem că avem niște noduri de jucat, diferite skill game-uri și diferite meciuri. Avem mai întâi de... Haideți să o luăm cu începutul și să vă spun care este sursa principală a acestui eveniment. Această sursă principală este aceste Oktoberfest Energy. Avem câte 20 de Oktoberfest Energy. Acestea se resetează câte una la o oră, deci în 20 de ore ar trebui să facem 20 Oktoberfest Energy. După aceea mergem cu aceste Oktoberfest Energy și le consumăm în partea din dreapta, unde avem diferite skill game-uri, diferite meciuri. De exemplu, avem skill game, match, skill game, match și tot așa până la capăt. Cu cât mergem pe această linie, cu cât se complică și jocul la aceste meciuri. Uitați, aici este cel mai bun exemplu, 0-1, după aceea 0-2 și după aceea se termină cu un skill game și dăm resetul și o luăm de la capăt cu această linie de jos. Dar vedeți și voi că la al doilea meci sau la fiecare meci, mai bine zis, avem și un nod mai sus, dar acele meciuri sunt puțin mai dificile și mai dificil de câștigat de asemenea. Chiar dacă au overall de 85 și poate voi aveți 90, sunt destul de greu de câștigat. Eu am reușit să câștig două dintre ele, îmi voi încerca norocul și la cel de-al treilea și uitați, am doar 79 overall și am șanse să-l bag pe acest jucător de 90. Dar chestia diferită între nodurile de sus și nodurile de jos este că nodurile de sus ne dau 3 puncte din acestea Hunter Token, în timp ce nodurile de jos ne dau un singur punct Hunter Token. Cam aceasta este diferența. Eu zic că puteți să vă încercați norocul până la acest match, este foarte ușor de bătut și știu că dacă se termină egal, vă va băga în prelungiri sau direct la penalturi, dar acest match este aproape imposibil de câștigat, chiar dacă aveți mai mult de 90 overall. Pentru că ați pornit de la 0-2 în minutul 35, ceea ce e foarte, foarte greu să câștigați un astfel de meci. Sunt chiar mai grele decât meciul de la World Tower. Deci până acum resursele principale sunt aceste Oktoberfest Energy pe care le utilizăm în a juca aceste skill game-uri și meciuri. Putem să ne uităm și la 3 reclame în fiecare zi, deci odată la 24 de ore. 3 reclame care ne dau un total 9 Energy Oktoberfest, deci foarte binevenite. Și de asemenea v-am spus că mai avem o resursă care ne ajută foarte mult, este vorba de această resursă Hunter Token. Mergem la al doilea capitol, capitolul Metal, da, nu ne băgăm în detalii, al doilea capitol, așa, avem aici de asemenea o reclamă pe care o putem viziona o singură dată pe zi și această reclamă ne dă doar 3 puncte Hunter Token. Și după aceea vedem aici în partea dreaptă, dacă am fi apăsat pe o săgețică, ne apărea această poartă cu mai multe cărări. Și aici trebuie doar să apăsăm pe un astfel de cerculeț. Momentan nu mai am eu puncte Hunter, pentru că le-am cam consumat. Apăsăm pe acest cerculeț, sunt 12 cerculețe corecte, parcă, da, 12 corecte și 3 greșite. Dacă nimeriți vreunul greșit, desigur vi se taie din progres. Vedeți că eu am 14 cerculețe corecte, dar doar 12 au fost corect consecutiv. Și dacă luați 12 cerculețe consecutive corect, vi se va debloca acest exchange, unde îl veți primi pe acest băiat de 82 și acest logo jumecher. Imediat îl voi lua și eu, pentru că am avut norocul sau am avut intuiția să le iau 12 consecutiv corecte. Cel mai bun plan este să nu luați, deci dacă ați luat un cerculeț greșit, o să vă apară un covrig tăiat, un covrigar sau un xuleț. Acest xuleț se adaugă aici unde scrie Missis, sper că am pronunțat bine. La 3 astfel de greșeli
vă va da un punct corect, care nu cred că vă va ajuta chiar foarte, foarte mult, dar haideți să vă spun cea mai bună strategie la aceste cerculețe. De exemplu, dacă luați cerculețul din stânga, oricare din cele trei, deci colțul porții din stânga, dacă vă uitați în așa, chiar așa la imagine, deci exact cum este pe joc, stânga porții este colțul din stânga, sper că ați înțeles voi care este treaba, este primul, dacă o luăm așa, deci dacă intrăm așa pe joc, este primul, colțul din stânga. De exemplu, dacă luăm cerculețul de sus și este greșit, categoric toate cerculețele de sub el vor fi greșite și v-am spus că doar 3 cerculețe sunt greșite, deci celelalte vor fi corecte. Exact așa am făcut și eu la prima astfel de poartă, mai bine zis, unde am luat cerculețul de sus din partea dreaptă, a fost greșit. După aceea am luat cerculețul de jos din partea dreaptă, a fost și el greșit. Știam că sunt 3 greșite, deci logic cel de la mijloc era greșit. Am luat după aceea toate cerculețele consecutive și cam așa a rezultat cele 12 puncte consecutive de le-am în acest moment. Eu sper că ați înțeles cea mai bună strategie. Deci dacă un cerculeț este greșit în oricare parte, deci fie sus, fie pe linia de sus, avem pe linia de sus, dacă o luăm pe, cum să zicem noi, pe orizontală, avem 3 linii orizontale. De exemplu, dacă primul cerc de la linia de sus orizontală este greșit, categoric și cerculețele de sub el vor fi greșite. Dacă al doilea cerc este greșit, categoric cele de sub el vor fi greșite, așa mai departe până la al cincilea cerculeț din prima linie orizontală de sus. Eu sper că am fost foarte explicit și acum sigur ați înțeles. Haideți să luăm și noi acest jucător de 82 overall și să trecem după aceea la ultimul capitol. Dar desigur luăm acest exchange. Uitați cât de fantastic arată acest pack, măcar atât să avem și noi la acest eveniment, unde știu că se pot face doar 2 jucători de 82 overall din păcate, dar destul de multe skill-uri care sunt foarte folositoare în acest moment al jocului. Haideți să luăm acum și acest exchange și avem mai întâi logo-ul Oktoberfest, foarte, foarte interesant. Haideți să facem aici un screenshot la acest logo foarte șmecher și acum vine și jucătorul 82 overall, acest băiat foarte bun pentru mine momentan, că am doar 79 overall, cred că fac 80 cu acest băiat în echipă. Haideți să vedem ce statusuri are, eu sper că are niște statusuri bune, wow, 92 accelerație, din păcate 77 sprint speed, 86 la dribbling, e destul de ok și face ruletă și heal to heal, e destul de bun pentru început, un jucător elite, deci 82 aici overall. Și haideți să intrăm noi, se pare că a și dispărut din partea dreaptă după ce l-am luat, deci acum puteți să dați goluri, să ghiciți cerculețe liniștiți, pentru că nu mai primiți nimic după ce l-ați ghicit, decât dacă ghiciți un cerculeț, vă va da un astfel de punct. Imediat intru la al treilea capitol, să vedeți ce puncte vă dă pentru acele cerculețe corect ghicite, să spunem, ca să fie, să sune și corect gramatical. Deci avem aici punctele Phrasal Point, deci cam așa se numesc ele, Phrasal Point. Vedeți că am 14 puncte Phrasal Point, ceea ce înseamnă că sunt exact aceste cerculețe ghicite de aici. Vedeți că am 14 și în această, și la acest capitol, deci acelea sunt puncte, de acolo facem aceste puncte Phrasal Point, care ne ajută să luăm aceste reward-uri și v-am spus că putem ajunge maxim până la acest jucător de 82 cu mult efort, jucând în fiecare zi la acest eveniment, luând și niște pack-uri din store pe care o să vi le arăt imediat. Dacă băgăm și niște gems în acest eveniment, ajungem și la acest premiu. Dar 75 skill boost-uri sunt cam puține, aș spune eu, pentru 1000 de gems, de exemplu. Categoric nu vom ajunge la jucătorul de 89, din păcate, Mueller. Dar vom ajunge la acești jucători de 80, 82, 78 și 75. Haideți să iau și eu primul jucător, cel de 75. Din păcate este un jucător din Bundesliga, Liga 3-a din Germania, deci 3 Liga parcă se numește, haideți că vom vedea imediat. Luăm acest peculeț unde se află și jucătorul, vine acum 75 aici, un jucător dat din Bundesliga, din Liga 3-a, din Bundesliga, Wolfsburg, Germania.
și cred că este echipa a doua, nu, este prima echipa a celor de la Wolfsburg. Da, era, nu e chiar Wolfsburg aceea pe care îi știți cu toții din Bundesliga, dar este o echipă asemănătoare. Nu cred că am pronunțat-o nici eu bine, pentru că nu sunt cel mai bun atotțiutor de limbă germană, dar asta nu contează. Luăm acum și skill-boost-urile, destul de puține, dar destul de bune, aș spune eu. Am primit acolo și un holding care mă interesează destul de mult în acest sezon. Și aproape iau și al treilea not, al treilea premiu, al treilea reward, cum vreți voi să-i spuneți. Și poate îl iau în această seară și pe acest băiat de 78. Dar v-am spus, până la acest jucător de 82 putem ajunge și cu celălalt jucător de 82 de la capitolul al doilea. Eu zic că este destul de ok pentru un eveniment care durează decât 7 zile. Și acum haideți să vă arăt și pack-urile din store, care pentru 100.000 de bănuți vă dau câte 12 Energy Oktoberfest. Deci 12 Energy Oktoberfest pentru 100.000 de bănuți. Putem lua această ofertă de maxim 5 ori, deci ar veni undeva la 60 de Energy Oktoberfest. Dar dacă veți avea nevoie de această energie Oktoberfest, o puteți lua. Dacă nu, nu o luați, pentru că 500.000 de bănuți sunt foarte importanți în acest început de FIFA Mobile. Și vedeți că am acolo 7 milioane și 500.000 de bănuți. Îi păstrez până la un eveniment mai bun și până când vor scădea prețul foarte mult pe market, pentru că sigur va veni și acest moment și atunci voi face cel puțin 90 overall, chiar dacă acum vedeți că am doar 79. Și cam acesta a fost videoclipul de astăzi. De asemenea, vă specific că în această seară apare și prima săptămână a Team of the Week-ului. Sperăm să fie un eveniment foarte bun și să luăm cât mai mulți jucători buni, elite, master, ce vreți voi să fie. Și până data viitoare, toate cele bune, bye bye!